Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre alterarea oului. În timpul păstrării oului, enzimele proprii ale oului produc o serie de transformări chimice și structurale datorită proceselor hidrolitice care au loc. Ca urmare, amoniacul care la un ou proaspăt este 1,5 mg/100 crește la 3,3 până la 3,7% la ouăle vechi. Fosfații anorganici solubili în apă cresc de 3-4 ori la ouăle mai vechi de 2 săptămâni. La acțiunea enzimelor proprii ou se mai adaugă acțiunea enzimelor proteolitice și aminoacidolitice ale bacteriilor, încât cu timpul proteinele din nou lichide lichefiază și cele două componente albu și gălbenu se amestecă. Într-o fază mai avansată, transformările sunt influența diferitor microorganisme progresează, ducând la alterarea oului cu modificări variate. Diversele tipuri de alterare a oului sunt în funcție de condițiile de păstrare și de felul microorganismelor care au invadat oul. La ouă proaspăte prea mult la temperatura camerei se dezvoltă Proteus vulgaris, iar la frig predomină Pseudomonas, ouăle intră în putrefacție, au conținut tulburare sau colorat în verde, roșu, galben, cărămiziu sau negru, la spargere de gaze un miros persistent. Putrefacția verde care are culoarea ierbii se constată în cazul descompunerii aminoacizilor cu sulf. Dintre bacterii cităm Alkaligenes bocheri și Pseudomonas fluorescens. Putrefacția roșie este produsă de unele specii Pseudomonas. Putrefacția galben cărămizie este dată de B. mesentericus. Putrefacția neagră este dată de Escherichia coli și de Proteus. Mucegaiurile dezvoltă diverse colonii care apar la ovoscop sub formă de pete. O stimă și respect față de persoanele care mă urmăresc videoclipul. Eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un videoclip. Nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă.